Am văzut mai devreme un material în care Bogdan îl încuraja, cumva îl îndemna, chiar insista la Marius să încerce să o cunoască pe Andreea și iată că bănuiala lui a fost aceasta pe care am avut-o mai mulți cei din afara casei, telespectatorii, cum că Andreea l-ar plăcea pe Marius din conversația dintre Marius și Bogdan, mi s-a părut că totuși Marius nu prea ar fi interesat de Andreea, ba mai mult a spus că el este curios de fata cea nouă, o așteaptă. Iar mai apoi a urmat acea discuție între Bogdan și Liviu. Nu știu ce se întâmplă cu băieții aceștia, după ce se despart sau nu mai sunt cu persoana respectivă într-o cunoaștere, într-o relație, încep să vorbească să bârfească mai pe românește despre aceasta. Asta s-a întâmplat și cu Marius și Daria și acum Bogdan Andreea cu toate că totuși Bogdan nu a jignit-o pe Andreea, a zis o fază cum că el nu ar putea să aibă o aventură, în schimb Andreea s-ar detașa foarte repede dacă ar fi vorba să plece două zile cu cineva la munte. Și Andrei a dat un răspuns referitor la acest subiect, a spus că dacă îl plăcea pe Marius, nu mai intra într-o relație cu Bogdan, ci aștepta să-l cunoască pe el mai bine. Acum adevărul îl știe doar ea.